Prefectul județului Niculina Dobrilă, în aplicarea măsurilor stabilite în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din data de 14 martie, pentru asigurarea fiabilității sistemelor de alimentare cu apă a cetățenilor municipiului Piatra Neamț, a constituit prin ordin un grup de lucru care va sprijini compania județeană APASERV în stabilirea măsurilor necesare pe termen mediu și lung pentru securizarea asigurării cu apă a cetățenilor și evitarea producerii unor situații de urgență. Grupul de lucru are în componență specialiști ai Consiliului Județean, Primăriei Piatra Neamț, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Agenției pentru Protecția Mediului, Comisariatului Județean Neamț al Gărzii de Mediu, Inspectoratului Școlar Neamț și Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Componența grupului este completată cu un reprezentant al instituției prefectului. Membrii grupului vor avea consultări cu specialiștii de la compania județeană APASERV și după efectuarea unor activități tehnice de specialitate, se vor găsi cu siguranță cele mai bune soluții pentru securizarea furnizării apei, a spus prefectul Niculina Dobrilă la întâlnirea cu membrii grupului de lucru. Grupul de lucru va funcționa în perioada 16-31 martie, iar raportul final și măsurile stabilite vor fi prezentate prefectului județului la sfârșitul primei săptămâni a lunii aprilie, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.